Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, despre faza a treia a proiectului. Cu ce vine practic nou față de primele două faze pe care le-ați construit în ansamblu aici? Bine, faza 3 de proiectul nostru Vivenda Residencias consta de 130 de apartamente în două blocuri, de 66 fiecare. S-a schimbat conceptul un pic, sunt apartamente mai eficiente, care unii sunt bine cu suprafețe mai compactate decât erau în fața 1-2, dar și cu aceeași calitate care facem la Hercesa. Este un apartament, cum am spus, foarte bine compartimentat, foarte compactat, dar cu camere care sunt foarte confortabile, suprafețe destul de potrivite și mare interioare. Și ca și prețuri, finisaje, dotări, cu ce vine nou sau sunt cam aceleași? Sunt aceeași calitate noastră, adică materiale, mulți sunt din Spania, spre exemplu, gresie și faianța din Spania, baterie Hansgrohe, parchet, este Tarket, adică tot materiale care folosim sunt materiale de calitate, de brand. Dar în exterior s-a schimbat puțin concept, nu mai este blocuri în forma de U, sunt, acum sunt turnuri separate de 10 etaje fiecare, care nu are niciun calcan în nicio latură, adică toate apartamente o să aibă fereastre pe toate laturi, sunt apartamente foarte iluminate, foarte bine compartimentate, aerisite. S-a schimbat și balcoane. Balcoane erau de 3 metri pătrați, acum sunt de 5,5 pentru că am avut foarte multe cerere din partea client să fie balcoane mai mare. Și spațiu de joacă de copii, zona vers, spațiile comerciale, supermarketuri. Suntem, cum știți, foarte aproape de metro, la 5 minute pe jos. În general, este un complex care este deja consolidat. Primii două fase au fost construite, livrate, sunt 400 de familii care locuiește, sunt o grămadă de copii care joacă la spații de joacă, este un complex în viață și care este gândit și livrat pentru familie. Când o să înceapă, practic, faza a treia și când o să fie construită toată? Când se va... Ideea este să începem faza a treia undeva în toamna, probabil în septembrie, speram. Începem cu un primul bloc de 66 de apartamente, care, bine, depinde de ritm de avansare, dacă avansare merge cum a mers până acum, adică... Adică cam înseamnă... câte pe lună ați reușit să vindeți noi, la celălalt? Noi am făcut un business plan cu 6 unitate pe lună. Adică asta înseamnă că în timpul construcției vindem primul bloc complet. Da? Până acum, fără să facem foarte multe reclamă și să facem foarte multă promovare, doar aici din zona că a văzut că am pus niște banner și mai departe, am avut într-o lună mai mult de 100 de vizite, din care s-au semnat deja 6 apartamente. Într-o lună, eu zic că e foarte bine, în prima lună, să semnăm deja 6 și urmează 8 care sunt foarte aproape de să fie semnat, adică care deja discutăm cu ei despre condițiile în contract și să semnăm. Adică asta înseamnă, sunt 14 deja care o să fie semnate în timpul de o lună. Deci cam un bloc pe an, cum ar veni, dacă sperăm nu că, și da, mai bine. Exact, sperăm că măcar un bloc pe an, dacă atingem 50% din vansare, atunci o să începem următorul bloc. Și apoi o să mai construi și altele sau depinde doar în funcție de vânzări? Care este planul pe termen lung pentru asta? Pe termen lung sunt în total 8 blocuri, adică el sunt de fapt faza 3, 4, 5 și 6, da? Și dacă piața, așa cum noi credem și cum pare, pentru că sunt multe vizite și multe clienți interesați,
Atunci o să putem să construim toate asta 8 blocuri în perioada de 3-4 ani. Asta ar fi ceva feasibil la un ritm de avansare cum am avut până acum, de condițiile de acum, da. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Mersi.